Valabilitatea certificatelor verzi ar putea fi prelungită. Documentele expiră oficial de la 1 iulie, însă Comisia Europeană a propus ca această perioadă să fie extinsă încă un an. În România, certificatele sunt valabile până la finalul anului. Sezonul vacanțelor este pe cale să înceapă, iar oamenii sunt din ce în ce mai interesați să afle de ce documente vor avea nevoie pentru excursia lor. Certificatul verde în interiorul Uniunii Europene este valabil încă două luni de acum încolo. Însă Comisia Europeană a propus încă din februarie anul acesta prelungirea cu încă un an, până în iulie 2023. Astfel, legislația le-ar permite în continuare călătorilor să utilizeze certificatele, indiferent de condițiile sanitare din anumite state. Pentru cei care au doar prima schemă de vaccinare valabilitatea este de 9 luni. În cazul celor care s-au imunizat și cu doza booster, nu există valabilitate. Un comunicat al Comisiei Europene susține că doza booster are o protecție mai îndelungată. Deși în acest moment pe teritoriul României nu este folosit certificatul de vaccinare, Ministerul Sănătății are reglementată folosirea dovezii până la finalul anului.